Sunt cu Alex, Alexandru Mitruș. A, câta oară împreună? A treia oară. A treia oară. Prima, de două ori am vorbit la Piatra Neamț. O dată la Piatra Neamț și o dată la Brașov. A doua oară la Brașov. Ai avut la Piatra Neamț o evoluție fantastică acolo în club la Narcis Solaru. Da. Unde ai câștigat turneul și mi-amintesc un moment pe care mi-a rămas imprimat în minte, când ai câștigat, te-ai ridicat serios și după vreo 3 secunde ai izbucnit. Da, pentru că nu venea să cred. Da, așa e. Nu venea să cred, adică... Deci ai avut niște secunde în care nu știam ce ai pățit. Da, a fost foarte emoționant. Niciodată n-am văzut așa ceva. Da, a fost o reacție absolut fantastică aia. După cum știi, am ajuns în masa finală nu cu stack foarte mare, nici experiența nu aveam. Și chip leader-ul domina pur și simplu și când am văzut că am câștigat, nu mi-a venit să cred. Da, aia a fost, n-am realizat. Primele 3 secunde n-am realizat că am câștigat și că am luat cupa Poker Fest. Da. Alexandru Mitruș este pe locul 2 la fise, primul între români, cu 3 milioane și ceva de fise, adică 50 de blinduri. Alexandru, spune-mi și mie ce strategie ai la masa asta finală. Sper să nu faci ca la Brașov atunci când te-ai aruncat niște blufuri absolut nebunești. Mi-a părut teribil de rău atunci. Și mie mi-a părut. Mi-am învățat lecția. Atunci probabil că aveai planul să iei masa cu asalt și să devii stăpânul mesei și nu ți-a mers. Lipsa de experiență și-a spus cuvântul. Ce să mai... Acum ești mai așezat. Mai calm și mai ponderat mai și o să aștept spoturile favorabile. Asta e strategia mea. Fiecare fisă valorează, are un premiu în bani acum. Exact. Are o valoare în bani și atunci trebuie să mă bat pentru fiecare fisă. Ești unul din puținii care a reușit să facă din 32 de main event-uri Poker Fest a treia masă finală. E o performanță uriașă asta din punct de vedere statistic. Să faci 3 mese finale din 30 de turnee, ești un privilegiat. Ești un privilegiat. Te așteptai? Nu. Cum ai mers, cum ai rulat turneul? Sau un turneu rapid? În prima zi am stat numai în average, am avut întâlniri notabile, iar întâlnirile notabile au fost ieri, în care am rulat toate flipurile și... Da. Da, n-am avut ghinion, ca să spun niciodată. Am luat toate flipurile, n-am mișcat niciodată pe tot stack-ul. Și șansa mi-a surs. Deci ți-a oferit zeii pokerului o călătorie confortabilă. Da. Fără mari emoții și fără... Da. Acum ai emoții? Am foarte mari emoții. Ai serios, da? Da, crede-mă. E greu, orice zice, e greu, mai ales după ce a fost odată. Vreau să joc cât pot eu de bine să repet performanța. Acum vom vedea dacă voi reuși. Cum se doarme înaintea unei mese finale? Important, că asta e foarte important, că sunt mulți bani. N-am reușit să dorm foarte bine. Nu? Da? Nu, am încercat, n-am... Planuri, proiecte, gânduri, ce fac? E adrenalina... Ieri am jucat 13 ore și când am ajuns acasă, adrenalina cum își făcea efectul? Nu puteam să adorm imediat. Am adormit după câteva ore și am reușit să mă odihnesc până la urmă. Dar... 2-3 ceasuri acolo măcar. Nu, m-am odihnit mai bine, dar... Da? Da. E important să fii odihnit la un turneu, mai ales că... Absolut. E atât de greu și jucătorii sunt atât de imprevizibili. 623 de intrări, incredibil. Incredibil, la un turneu mare nu mă așteptam. Da. Alex, felicitări. Mulțumesc. A treia oară zic felicitări și doresc a treia oară succes la masa asta finală. Mulțumesc. Să ne auzim la final. Să ne auzim. Spor. Nu-i lăsa să ia trofeul.